ceea ce înseamnă că Dumnezeu vede, aude și știe și ascultă. Am încheiat postul Sfinților Apostoli cu darul lui Dumnezeu pentru cei care mâine vor vrea să se împărtășească, pot veni de dimineață, în continuare se ia dezlegare, după aia va începe Sfânta Liturghie și intrăm iarăși într-un moment, iulie și o bucată din iunie, ce e o lună de zile, și începe postul Sfintei Marii, celălalt, al Maicii Domnului. Și iar ne pregătim puțin cu nevoință și iar ne împărtășim. De unde înțelegem noi că postul e ca o gură de oxigen, ori de câte ori ne îngreuiem cu stomacul, cu mintea, cu trupul, cu sufletul, cu inima, și ori de câte ori simțim nevoia să zburăm. Ați văzut cum se face la balonul cu aer. Mai arunci jos din bagaje ca el să poată urca în sus. Așa și noi. Fie că aruncăm un kilogram de carne, fie că aruncăm un kilogram de grăsimi, fie că aruncăm un kilogram de păcate sau un kilogram de răutate, important e că o luăm spre în sus. Deci ne îndreptăm cu pași repede spre împărăția lui Dumnezeu. Între idei scurte, pentru cei care mâine poate vor fi la servici, Biserica îi prăzbunește pe cei doi Sfinți Apostoli, Petru și Pavel, fiul lui Iona Pescar, frate cu Andrei, Petru, mare verhovnic, mare apostol, râvnitor, împătimit de dragul lui Dumnezeu, l-a urmat 3 ani și jumătate, s-a mai și repădat puțin atunci la înviere de frică ca omul, a primit repunerea în apostolie, a căzut, s-a ridicat, a plâns cu amar, s-a căit și ne-a arătat nouă că prin pocăință putem dobândi raiul. Ioan Botezătorul a spus-o înaintea lui, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția Dumnezeu. Pavel, cel mai mare erudit al vremii, crescut la școala lui Gamaliel, școala rabinică în Ierusalim, împreună cu arhidiaconul Ștefan, un fel de verișor de-al lui. Cei mai tari. Ștefan moare ca arhidiacon și martir întâi între creștini în Valea lui Iosafat sau în groapa gunoailor, ucis cu pietre, vede cerul deschis pe Fiul Dumnezeu stând de dreapta Tatălui, iar hainele lui sunt la picioarele lui Saul din Tars, care atunci când prindea creștinii, îi prigonea, îi omora, îi ucidea, îi bătea și îi întemnița. Nu o făcea dintr-o răutate, ci dintr-o râvnă absurdă și nesocotită față de legea lui Dumnezeu. Hristos aduce legea dragostei și îi răsplătește lui Pavel toate greșelile cu o luminare mai mare decât toate luminările. Îl învăluiește într-o lumină puternică și îi pune o întrebare mustrătoare care sună și în urechea noastră câteodată. De ce mă prigonești? După numele nostru, iar după lui Saul, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Ți este ușor să lovești cu piciorul în țepușă? Și el întreabă, mirat, speriat întâi, pentru că nu era învățat cu asemenea viziuni, Doamne, dar Tu cine ești? Sunt Hristos cel răstihnit și înviat pe care Tu îl prigonești. Sau îl cauți. Pentru că Pavel se ducea spre Damas să găsească trupul furat din mormânt, cum au spus iudeii că au venit noaptea ucenicii și l-au luat. De acolo devine cel mai mare apostol al neamurilor. Petru moare răstihnit cu capul în jos, nu stau să explic 100 de lucruri, și Pavel moare cu capul tăiat. Capul sare de 3 ori și răsar 3 fântâni. Iar din gâtul lui curge lapte. Petru nu s-a simțit vrednic să moară răstihnit ca Mântuitorul, de aceea a ales să moară cu capul în jos. Andrei în formă de X, țineți minte. Temeria apostolică stă exact pe aceste mărturii. Eu v-am ales pe voi, eu v-am numit pe voi prieteni, eu v-am numit pe voi ucenici, asupra lor a venit Duhul Sfânt, El le-a suflat Duhul Sfânt zicând, mergând, învățați toate neamurile și nu mă mai opresc decât în a vă ruga să repetați tot timpul cu atenție prima parte din crez. Una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Și am spus tot. Sobornicească, apostolească, biserică. Și ca încheiere, mă gândesc mereu că poate ne mai înălțăm așa cu mintea și mi se pare cam atins de săvârșire și mi se pare că le știm pe toate.
Era un tinerel împateric, râvnitor de altfel. Și a dat dovadă de mai mare înțelepciune ca bătrânul său. Avea și el univa ochiliuți, unde era cercetat de bătrânii din pustie. Și a venit lângă el într-o altă colibioară și un bătrân și un pic mai sporit. Și mergeau și la ăla unii oameni după sfat. Și a intrat puțin invidia în ăsta la altul și a zis: ia toiagul ăsta, du-te la bătrânul ăla, ciomăcește-l și fugărește-l de acolo. Și el s-a dus și a întrebat: ce vrea bătrânul tău? Are nevoie de rugăciunea ta. Te roagă să te rogi pentru el, că e bolnav și nu se simte bine. Spune că o fac cu dragoste și în fiecare zi voi face câte trei mătăni în fața chiliei care răsare soarele pentru el. Ăsta au văzut că în fiecare dimineață l-a făcea trei mătăni și îl întreabă: ce ai spus tu de-a mea, Nicola, de tot faci mătănici? Crede că eu le iert așa cu una, cu două. El mi-a zis că te roagă să-l ierți și să nu-l pismuiești, că e și el un om neputincios și face și el umbră pământului cu păcatele lui și vrea și el să mântuiască cu dragostea care te mântuiești tu. Spune că dacă nu pleacă de acolo, am fi spart capul cu cârja și a ieșit în fața chiliei și făcea așa.